de parcă nu știi. Câte grei din jurul meu conduc la noi mugnește flacărea și alții salintă la scântei. Nu știi că aici nu-i loc de poetei, cu vorbe de zmei și fapte de miei. De parcă nu știi, la noi se udă strada cu jitei și mirosul de mici de pe grătare te poartă palei. Nu știi că atunci când vagabonții au idei, iar deranjăm poliția din somnul ei. De parcă nu știi. Băi, știi ce mă gândeam? Mă gândeam că ar trebui să facem și noi o emisiune puțin mai serioasă, că prea atâta băutură. Prea atâta... Prea am dat la lume să bea în continuu. N-ai vrea să bem numai noi? Bă, da, și vrea, dar... Cum o facem? Dăm niște umbrelă că-mi bag pula. Hai că facem frumos. N-ai vrea să bem numai noi într-o emisiune? Că și așa nu toată lumea poate să bea mereu când vrem noi. Așa că mai bine facem cumva să fie pentru noi. Doar pentru noi. Țuicones, da, Părincones. Totuși pentru sufletele noastre. Da. Yeah. De data asta avem invitați doi băieți. Doi băieți care bagă bine, fac bine ce fac. Și că hai să luăm puțin la întrebări, mă frate. Hai și care se numesc Alan și Chepa. Al șaselea șpriț, mângăvă-și gura, joacă-te cu primejdia! Ce faceți, mă, fraților și șprițarilor? Hai că de data asta... Eu avem pe Alan și Chepa invitați aici, dar oamenii au o problemă, frate. Păi lasă-i pe ei să o zică cel mai bine. Da, dar știi cum facem? Vreau să zic în engleză, întreb, what is the problem? Because if you înțelegi. E nicio problemă, am venit să vă stricăm emisiunea, că nu bem. Am venit fără să bem. Avem treaba astăzi, avem de umblat. Dacă am venit de la 10 dimineața aici, ce să facem? Am de filmat azi. Lasă-mă, fratele, vă voi bea pentru toată lumea. Noi vă înțelegem și eu vă zic sincer, eu mă bucur că e mai mult pentru noi. Bă, știi ce facem? Ne dați acasă, ne dați tot din asta acasă și îți dăm pe Insta Story când... A chiar, deci, după ce apare emisiunea la o săptămână, să vă uitați pe story-urile lor, trebuie să apară cumva că țuica asta ajunge la ei să o bea atunci când nu mai au de condus, de făcut treabă până și oraș, și filmări ce au ei de făcut. Bă, sper să vă placă țuiconul așa. Ne place oricum. Și să mutăm microfonul, ia. 2-10, ne auzim? Ia ziceți, bă, băieți, care, ce proiecte ați avut până acum, ce ați scos repede, cum e cu albumul? Albume solo, stai albumul... Stai așa, că ne pui prea multe întrebări, nu cum e cu muzica? Bă, frate, cu muzica e bine, suntem într-o perioadă foarte ok, lucrăm, a scos Alan album, știți, sărăcie în condiții de lux. Am lucrat și eu vreo 2 ani, da, cam așa, la Cameleon. Bă, stai să te întrerup un pic. Ce înseamnă am lucrat 2 ani la un album? Adică am lucrat urmă și restul le-am stat. Deci nu, pe bune. Nu, mă, frate, am avut și eu treburi personale de rezolvat. Când păi zici 2 ani, nu înseamnă că faci asta zi de zi, înțelegi? Dar presupun că ai avut o lună în astea, 24 mai de luni mai în care ai tras mai mult pentru ala. Da. Spre final, așa. Am înțeles. Acum am înțeles. Bine, în 2 ani de zile... Când a fost timp, am făcut, frate. În 2 ani de zile se adună idei, tot felul... Am scos 6 clipuri după albumul ăsta între timp. Am înțeles. Uite, vreau să vă întreb ceva. Ați făcut vreo colaborare? Dăm prietenie. Da, am făcut, frate, de ce este mint, dar n-am făcut niciodată cu oameni, cum să zic eu, care spilaf sau chestii de genul ăsta. Am făcut prietenie, dar cum, la modul în ce sens prietenie? Nu ne cunoșteam foarte bine și am făcut, păi așa, da. Știi? Dar asta mai de mult. Am Acum înțeles. Lucrăm exact cu oamenii cu care vrem noi. Da, sunteți doi băieți serioși, doi băieți care bagă repede, ei pe majoritatea pieselor bagă foarte repede. Chiar și, știi, noi am făcut o piesă în trecut și m-am chinuit foarte mult să dau și o strofă care ai dat-o tu pe piesa noastră. N-am reușit niciodată. Bă, și de ce ar trebui să reușești? Fiecare cu treaba lui, știi cum e? Știu, mă, frate, dar mă zic, mă, când și eu repede, dar nu pot adă repede, dexteritatea alea, știi, n-ai cum. Tu ai văzut, mă, pe la concerte, pe la astea, sunt foarte serios. Bă, odată m-am dus, odată eram atât de beat și ați avut concert în Club A, în centru. Și... Eu nu mai țin minte, că eram topit de beat. Zic eu, te-am dat jos de pe scenă. Păi nu, dar de ce m-am urcat?
Când nu, da, mie mi s-a părut că nu prea se auzea microfonul bine. Și eu am vrut să-i zic, bă, frate, nu știu, zi la băiat să dea microfonul mai tare. Unde trec mâncate și că asta, da, stai, te-ai urcat după cine? Că da, să mă arăt dacă îmi dansai în continuu pe acolo. El cum ar veni să ne zică nu, eu mă. Cred că verificare ritmul. El dansa, mă, ești nebun. Verificare ritmul, să vadă dacă se aude bine. L-a angajat sunetist la club. Ia, mă, mai microfon acum? Pot? Da. Băi, Alan. Cuvântul, am preluat legătura. Băi, Alan. Cu cât dai, mă, legătura? Ce părere? 10 lei. Sau 50G. Ce părere ai de, ce părere ai de vloggerii care fac la un dat rap sau trap? Adică, păi ce, fac rap sau trap? Păi da, online acolo fac și... Am înțeles, păi despre cine e vorba? Cumva, nu, în general. Nu, păi în general, în general unii au făcut. În general au făcut care? S-au numit vloggeri. Aia, uite, de exemplu, 5 ganguri? Nu, 5 gangbanger, nu? 5 gangbanger. Din vlog o dau un rap. Copii, bravo lor, se joacă și n-au niciun talent. Nu? Nu. Aha. Să facă vlog. Păi da, ce, eu m-am apucat de vlog, ce pula mea. Păi și dacă te apuci de vlog mâine, păi mâine. Păi n-am niciun talent, eu n-am, nu sunt așa polivalent ca voi. Hai, ne-am țepat aici. Spateți injecțiile. Eu sunt doar de sala polivalentă de la mine, din oraș, nu știu polivalent ce sau. Da, mă, nu e. Direcții, e, pe mă. E bine, au rupt trendul, au rupt acolo. E, așa. Aia se face de acum. Bun, ia zici mie, ești gelos de fel așa când vine. Gelos? Păi ce? Nu, frate. Niciodată. Să ții la una rău, rău, rău și să... Poate n-a fost cu mine în seară și să simți gelozia aia. Băi, brăilene, n-ai cum să ții la o femeie rău, rău, rău. Bine, bine, bine. Nu. Nu o să fii gelos, să bă, așa, să fii cu una care... Mai departe. Ia să nu vrea neapărat sau să te ținem puțin mai la distanță și să simți acolo, da? Că, ah, te macine. Chestia nu asta mi n-ai puțin niciodată? N-am mă, chiar așa rece ești? N-am probleme de genul. Nu, mă, frate, eu, sunt oameni care au durere în pulă. Bine, dacă vrea, bine, dacă nu, pa, la revedere. Nu, eu îi văd, băi, da, foarte nu... sensibil și sentimental. Da, păi după piesă se vede. Da, frate. După față. Nu știu, după piesa cu cățelele s-au întâmplat să sară pe voi cățele pe stradă. La propriu. Adică... Am dat câteva picioare în... Da? Bă, da, păreți băieți sinceri, oricum vă mințiți așa iubitele? Eu n-am iubită, dar în rest o mint dorup. Bă, oricine minte acum, da, pic acolo. Poți să minți cu un scop. Unele da, minciuni chiar reglează o relație. Nu. Unele chiar nu trebuie spuse. Ba nu. Trebuie să... Zile, frate, cum să nu? Zi. Ia-mi față-ne, mă, și pune. Bă, ce să vă învăț, mă, că voi sunteți mai mari ca mine, știți mai multe. Sunteți și de aici din oraș, eu am venit, par venit de aici, eu sunt de la mine, de acolo, nu prea știam eu pe acolo care era. Păi asta zic. Păi da, mă, dar pe la tine de acolo e cu vrăjeală multă, harneală, chestii de-astea, pula mea. Panglicăreală. Panglicăreală. Dacă îmi vine vorba de seriozitate, eu mă pierd. Șosetisme și de-astea. Tu ce părere ai, mă, de băieții ăștia? Au, dar tu ce părere ai, mă, de băieții ăștia? Ia, ce părere ai cu de băieții? Stai, stai să luăm cu tine un șapă. Da, 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 da. Stai să înceapă inima. Ce părere ai? Dă-i-mă-n pula mea. Da, mă, să schimbăm. Ia să schimbăm rolurile un pic așa. Hai să... Ei sunt moderatori. Bine ați venit la emisiune. Facem așa. Bine ați venit? Eu beau. Păi eu... Da. Eu mă... Tu de ce bei? Cosmescu, Cosmin Octavian. Bun. Da, zodia. A, să lăpă lăsă. Bărâbă. Bărâbă. Buz. Așa, așa se obișnuiește la noi în emisiune, să se bea câte un shot. Am venit la voi în platou aici. Mulțumim frumos. Ne face varză, uite, vreau să numeu eu, nu, e bea cu apă. Frate, stai să mă, mai avem și treburile astea, zic. Zi-mă, ce părere ai despre acești doi prezentatori MC? MC Hammer și Snow. Ai grijă ce zici, să mă armam, avem cuțitele. Bombă! Bombă! Bă, ascultă-mă! Bombeuri sau bombe? Ce vreți, bă, frate? E prima oară când facem asta de câteva săptămâni. Știi. Și nu știu dacă ați urmărit ce am mai făcut până acum în alte ediții. Până ne descurcăm, merge? Merge, frate. Merge. Dacă nu vă descurcați, nu veneam aici, nu? Așa e. Asta, Doamne, asta înseamnă că vă place. Vă da, mulțumesc. Cu drag. Cine? Să mai veni și... Bad, mă, dar mai mic, mă, sunt mai departe, sunt mai... Mamă, ți s-a rupt tricoul la sub brațul tău. Ah, e problemă... Da, dacă odată mai dai... Dinte! Bun. Care credeți că sunt primele trei și totodată cele mai importante lucruri pe care trebuie să facă un om cu trăiești pe pământul ăsta? Ia, zici-o dacă se cunoști. În primul rând trebuie să respire, în al doilea rând să gândească și în al treilea să simtă. Bă, de respirat o faci nativ? O faci. Astea sunt lucrurile cele mai... În rest, pula, toate trec, ești nebun.
Am înțeles. Ia. Ce înseamnă fericirea pentru voi? Dite mai ușor, băi, că s-au de fericirea până aici. Pentru noi? Da. Amândoi? Dar ce, trăim fericiți împreună? Fericirea pentru voi se pare. Pentru fiecare în parte, da. Atunci. Nu e. Stai, bă, că n-am pus toate mai și odată, băi. O adunătură de momente bucuroase. Atâta. Ești nu cred, adică... Tins tu spre, dar nu e. E un singur, mă, cred cel mult un moment. Păi n-are cum să fie la fel pentru toată lumea. Câteva faze mici, dar le-ai avut. Ai fost fericit. Anumite chestii care te-au bucurat foarte mult. Cel mai fericit am fost când m-am născut, am și urlat de asta. De bucurie. Ți-au dat nota 10, da? Știi cât am luat eu? 7. Asta cu indulgență și ai copiat, recunoaște. Da, mă, am ieșit, și maica mea mi-a spus că trebuia să țip și când colo am făcut. Am înțeles. Păi ți-era rău de la băutură. Aia zic. Eu aș vrea să bea, era ideea. Eu aș vrea să pun mai multe întrebări, dar n-ai cu cine. Despre relații, că îmi prag mie asta, dar Chepa e foarte mult timp cu soția lui actuală, așa că ocolim aceste discuții. Nu, da, că, bă, nu că ar fi ceva greșit. Mă, stai, mă, așa mâncață-și că am vrut să fac emisiune cu tine. Cum poți să-i spui, bă, soția lui actuală? Bă, tu știi că nu, deci are o relație mult timp și soția lui. Relația din trecut până acum s-a transformat în căsnicie, soție, gata, aia e. Păi da, dar nu poți să spui de ce când actuală. Vorbești, se mișcă vârful nasului când vorbești tu. Ești nebun. Îți dansează, ai pielea de ei scurtă și când ai din băzăvă ăsta s-a dus și cu asta. Și... Suge și mie degetul ăsta, te rog. După emisiune. Da, bun. Voi ne onorați cu așa, cu alcoolul. În timp ce, da. Deci, în timp ce... Ai plâns vreodată după vreo femeie, Alane? În spatele ei m-am ascuns. Mie tot, băi... Vagabonții ăștia doi tot n-am impresia că ei sunt zidul ăla, nu niciodată, da, femeia, ești, dar ei nu venit. Cred, bă, nene. Dar sunt niște sensibili în pula, păi mea, asta zic. Asta zic, asta zic. Nu știu dacă, da, urmăriți în spatele mesajelor piesele sociale și de bagabonțeală, de fapt dacă întorci cuvintele invers, e poveste de iubire, mă, frate. Cântele și tu două versuri de ale lor, dar invers. Pe strâna zic că trem la zrâmb. Aia zic. Eu cred că nu le cântici normal. Știu doar, că, știu doar că numele meu invers e Uxensog Nimsoc. Ha? Cosmesc cu Cosmin. Cum? Atâta tot. Uxensog Nimsoc. Ai avut timp să faci chestia asta? În clasa 8-a și am ținut o minte ca pe crezul. Și eu am Iobab. Iobab? Nu-i bine așa. Bă, Iobab. Aha, Iobag. Hai luat și bezul ăsta. Da, hai. Da, băieți. Bă, ia ce țin și mie, mă. Bă, facem o pauză să prindem musca asta, să o fut. Musca? Ce s-a prins? Aia și frate, vorbești după. De unde ați luat mătuica asta, că e tare? Bă, frate, am găsit-o. E bine. Cum vă completați? Ca tovarăși, nu ca muzică. V-aș certa, bă, vreodată? Îți dai seama că ne-am mai și certat. Bă, da, la modul ceartă de-aia, mai și cum brânceli, mai și nu, nu mai... Niciodată nu v-ați... Și cum decurge o ceartă? După cât timp vă împăcați la o ceartă de-a voastră? Da, băieți, bă, vă certați, vă luați, vă luați nervii, morții, ce vă luați, nu, voi, nu, bă, nu, nu, nu vă înjurați, ok. Vă vorbiți avem în contradictoriu. Care ne băgăm pulile și asta, dar noi doi nu. Vă vorbiți în contradictoriu, vă enervați. După cât, cât a stat cel mai mult certați? Nu în muzică, în tovărășii. A stat un an. A stat un an, o scolioși, adică voi doi așa. Dar mulți. Cred că nu făceam... Ce părere aveți de producătorii din România? Sunteți mulțumiți de ei? Ați încercat voi să vă produceți? Frate, fix? Am încercat și noi, dar noi ne-am mai prins degetelele până alea. Nu suntem chiar pilaf, dar preferăm să lucrăm cu oamenii care asta fac, știi? Uite, de exemplu, noi lucrăm foarte, foarte mult cu Aleco și noi suntem foarte mulțumiți de ce, de ce face băiatul ăla. Adică e cam pe filmul nostru, așa, știi? Uh-huh. Întotdeauna... Face și el de ceva timp, asta, da, bine. De mult timp. Da, 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 da. Aleco a fost primul om la care am fost în București când am călcat prima oară la el acasă. M-am dus două zile și mi-a dat 5 bituri. Mi-a zis, frate, că și acum trebuie să-i dai bani. Nu trebuie să-i dau bani. Da, da, te salutăm, depinde Aleco. Depinde cu cine lucrezi, frate. Depinde, nu știu. Bă, voi mereu ați, am văzut că mereu ați schimbat oamenii cu care lucrați de la album la album, de la piesă la piesă. Uite, Carie mi se mai pare foarte, foarte tare pe producție. Care mi-a fost un meu coleg de trupă, Carie, bravo, care da. E tare, îmi place. Da, îți dai mai sunt, frate, Sez. Mai e. Și Rapi, faci treabă. Bă, și... știi ce am apreciat foarte mult? La Carie mi-e... În decurs de 6 luni de zile, omul a stat în studio. Iar se mișcă nasul. Baum, baum, baum și a pistonat. Își bea cât un litru de cafea, stă acolo, pac, pac și a pistonat pe ele, știi? E muncitor. Da. Perseverent. Nu, e cântăreț, nu e muncitor. E și cântăreț, e perseverent, e artist, e că e frățiorul nostru. Bun, cât stați pe un text la o piesă, de obicei? Depinde de piesă, de text.
Uite, de exemplu, alea mai pe viteză, mai pe flow, așa rapid, da, seama că ți-a mai mult timp. La oameni până stai, până le legi, până le... La oameni niște în emisiune trebuie să bei, frate, haide! Bă, ia și țin și mie. Hai un pic. Ia și țin și mie, mă, frate. Ați vrut, ați simțit vreodată nevoia să renunțați sau ați vrut să renunțați la muzică? La muzică? Bă, mai zi, da, mă, și tu mâncați-și, că stau numai. Păi zic, dar n-am cum. Că avem doar un microfon și e greu să vorbim. Mă mai cerți, mă, mult că avem doar un microfon. Normal, deci nebun. Mă ceartă de că păi stai, mă, așa că eu deja mă simțeam la ei în emisiune. Nu e vina mea, frate. Cum vi se pare publicul în ziua de azi? Cum se pare publicul? La fel, întotdeauna. Oamenii ascultă, tu trebuie să te prești ce să le dai și cu asta basta. Mi s-a întâmplat să aveți... Vrei să pui un produs, vrei să-l vinzi, trebuie să știi cui. Și contează mult un PR cu siguranță, manager online și cu siguranță, unul normal. Deocamdată suntem tot într-unul. Nu e, adică voi vă cam contează. Ocupați de tot. Chestiile. Dacă e vorba și de urcat o piesă, tot eu urc. Uh-huh. Trebuie să fac tot. Doar ce lucrăm cu oameni la instrumentale. După aia și palele au, îmi fac structura singur. Mix, de mixaj, de master, avem băieți la grafică, uite, DOT. Dar în mare parte îți faci și uite și la beat, la asta, la clipuri. Te mai ajuns de oameni. Uh-huh. În gimnaziu v-a plăcut vreodată de vreo profesoară mai tineric, așa? Păi am avut numai Băbăciu, mă, practic. Deci n-am avut noroc cu tot. Eu am avut una de chimie să moară băieții. Una de chimie care fosile. Deci nu. Și cum erați când erați în gimnaziu? Cum vă făceați temele în clasă, înainte de oră sau dinainte cu o zi de acasă? Eu am fost campanar, mă, cu școală. Chiar vreți absențe? Sticla aia de țuică trebuie să o beți. Hai să-ți zări subiectul, că e groază cu școală. Hai mă că e bine. Bă, oricum. Eu n-am avut, mă, probleme cu școala. Eu am fost... De... Bă, fraților, țuică aia trebuie să o beți. Haide, frate, două. Deci ei trebuie să bea țuică aia. Nu te mai strâmba. Nu strâmba. Da, da, tu cu mustață, nu strâmba. Ești făcut să bei, mă, frate. Tu, cu ciocul ăla de piramidă, nu... Masonule. E greu, mă. Ieși-ți ar ochiul din barbă. Da, haide, zi, întreabă-ne. Ia să te mai întreb eu, ce proiecte aveți pe viitor? Mi-a venit mic să mă rogi bine. Ce proiecte avem? Da. Păi ce am avut și până acum? Să lucrăm piese? Să dăm clipuri? Cu cine mai vreți să colaborați? Bă, încă nu ne-am gândit, acum suntem în perioada în care eu, de exemplu, am terminat treaba cu Cameleonul și acum stă așa la relax un pic, îmi adun gândurile și să încep să mă apuc chiar și de scris. E nevoie de o pauză de asta, că știi cum e. Da. Așa, și da, vedem atunci, nu știu, da, momentan aveți... nu pot să-mi dau seama. Eu aveți... sunt genul domn care atunci când gândește un fit, nu se gândește cu 5 ani înainte, știi? Mă gândesc în momentul ăla, cine s-ar potrivi pe piesă, cine, înțelegi? Bă, uite, o chestie interesantă, majoritatea acum, din ce văd eu generația asta, noi puști, care își dau diss-uri în continuu, îi răspund la ele. Bun, dacă voi primiți un diss de la un rapper, dar diss de ăla, pe față, diss direct. Așa? Îți place întrebarea, cum se-a schimbat poziția cu lucrurile, să-mi ține voia. Bă, să primiți un diss, așa. Alan, mai zâmbește, ești tu, bă, fratele meu. Da. Așa. Așa. Cum reacționați? Cum reacționați la un diss? Dați înapoi sau îl căutați pe băiat? Dăm înapoi, ne lăsăm de muzică, frate, și... Nu, la modul îl căutați pe băiat sau îi dați înapoi un diss? Nu știu, hai să vedem. Să vedem cine ne dă dis și vedem pe urmă. Bă, ce se întâmplă. Nu știu acum dacă mai serios și așa, noi cred că nu, noi cred că nu terminăm doar așa cu pe piese, cu nebuneli. Cred că ne place. Ai tu pe piesa aia rămâi dator. Da. Zici ceva de chestia Zic. Asta. La modul băiat, poți să zici, dar dacă te ieși și de familie și de alea, așa vezi e. Că nu mai zici. Așa e. Așa. Da. Deci să înțeleg că la un dis, da, e tare bucata aia, să înțeleg că la un dis nu mai stați la discuții cu dis înapoi. Eventual căutați pe băiat să vorbiți cu el. Dar dacă am primit, îți dai seama că nu rămâne așa. Hai, Dimo, ce faci, mă? Mamă, iar să moară mama. Te obișnuiești. Povestiți-mi și mie, bă, fraților, cea mai comică, penibilă, tâmpită, retardă fază care vi s-a întâmplat de când cântați. Cea mai tâmpită amintire care o aveți împreună de când cu muzica. Cea mai urâtă? Nu. Cea mai urâtă a fost când am rămas fără sunet, pe câte scenă. Unde? Când am la Creative în... Băi, ce s-a întâmplat? Nu știu. Ce s-a întâmplat? A murit tot sunetul. Și am dat acapela ce aveam de făcut, am făcut un pic de hype, hai cu lumea cu noi, bla bla bla, câteva minute cât s-au întins. Și îți dai seama, s-a... Ați apucat bani să cântați cu sunet ceva? Am cântat cu sunet ceva și după aia am mai cântat cu sunet după pauza asta de nu știu câte minute.
Dar a fost trist. Mi se pare de căcat, n-ai cum. Și cea mai marfă fază care mi s-a întâmplat? Cea mai marfă care mi s-a întâmplat, tot pe scenă. Pur și simplu pe scenă, atâta tot. Când ai niște mii de oameni. Niște mii de oameni care sunt cu tine acolo. Uite cum a fost la Răgnet. Mi se pare foarte tare chestia asta, un eveniment hip-hop și total românesc, frumos și cum a fără trebuit. Trupe aduse și readuse de afară și că... Adică ai simțit vibratul la 5000% din partea și publică. Și aveai acolo niște multe mii de căpățâni și mâini pe sus. Obișnuiți să beți înainte de concerte? Nu, eu nu, mă... Ionuț, te pupăm? Nu mă urc niciodată beat pe scenă, nici eu, nici el. Deci măcar o bere? Nu, o bere la mișto așa, nici, poate. Nu. Eu și dacă două. Mă stau cu apă. Băi, Chepa, dar eu știu nu. Că... Nu pot, frate, să beau înainte. Nu pot să beau înainte pentru de că ce? Nu mai-mi iese dicția. Nu mai... Bă, dar tu... Am făcut-o o singură dată și m-am lămurit. Uite, când... Ai uitat vreodată versurile? Să mai întâmplă, normal. Bă, uite, noi am mai gândește-te stat... că și foarte multe informații la noi prin texte, știi? Și trebuie și flow, trebuie și... Toate deodată trebuie să fie acolo. Când ai, dau un exemplu, când ai un flow mai lejer, chiar dacă mai uiți un vers, ai timp să te gândești, să faci ceva în plus. Da. Bă, la un text ce... foarte rapid, dacă ai greșit un cuvânt, te-a scos cu totul. Vreau să te întreb ceva, ți-a plăcut lista? Da, dar nu mă special neapărat. Ce, îmi place ce foarte, MC foarte de afară? Mult, îmi place foarte mult Basta. Basta, da. Da, îmi place foarte mult. Tu, Alan? Să vezi. Ce MC de afară îți Method Man. Method? Da. Înseamnă că ți-a plăcut și filmul How High. Uite, da, îți dai seama. Și acum două zile m-am blocat pe piesa aia. Ia zi, frate. Zic, mă blocasem pe piesa aia cu Ocean Wisdom, parcă așa îi zice, nu? La, da. La tânărul alb. Marfă, cu Method, au spus acum câteva zile. Bă, ăla bă, e nu, ca actor, bă, frate. Sincer, nu am ascultat. Nu, a, bine, am, nu, am o perioadă de 3 săptămâni de zile, nu mai ascult deloc rap. N-a ascultat rap. Ține puțin asta. Sincer, asta. Sincer vrei să spun ceva, de 4 nopți ascult jazz, frate. Înseamnă că ți-ai schimbat și dealerul. Nu, că eu nu am treabă. Nu, deci pe bune, uite, să eu n-am treabă, mie îmi place băutura, bro. Bă, hai să-ți dai și eu, uite... Eu scuși preț. Uite, ce, ai văzut la Andrei Rio ce show-uri tare are? Acolo vreau să mă duc dacă vorbim de altă muzică. Nu, n-am nu știi, văzut. Nu știi, nu știi, orchestră. Nu m-am uitat. E, să te uiți, cauți. Lasă că mi-arăt, ți-mi dai și mie un link pe Facebook acolo să mă uit. El e doar cu Carlos Dreams, La Familia și Codul Penal. Și de multe ori Baboi, știi, dar n-am puțin că am început acum să ascult Celine Dion. Dar de ce te iei tu de mine așa? Da, gata, ați prins, ok. Bă, băieți, ia ziceți-mi și mie, ce fel ați fătui un puștan care vrea să apuce de rap? Mamă, și de câte ori am auzit întrebarea asta, băi, să sfătuim un puștean care vrea să apuce de rap. Să fac! Că și noi, când ne-am apucat, nu ne-a sfătuit nimeni. Am făcut. Mai prost, mai... Care a fost cel mai puternic sprijin moral care l-ați avut de când ați luat-o pe calea asta artistică? Eu m-am avut pe mine, atât de sprijin moral. Nu, familia așa, să susțină tot frate, nu? Nu, frate, ești nebun. Tai că mi-a zicea, te bă la muncă. Ce dracu te joci toată ziua la calculatorul ăla? Zau ce zicea? Zau își vedea de-ale lui, că și el își făcea filmul lui. El era cu muzica lui. A, deci el era dinainte cu muzica, dinainte să te apuci tu? În aceeași perioadă. În aceeași perioadă. La câteva luni. A, deci părinții nu prea... N-aveau treabă, au zis că noi ne jucăm, că eu îmi făceam facultate, aveam alte treabă. Nu s-au gândit că putea fi cariera asta bunitor? În niciun caz, nu. Dar nici eu nu credeam chiar așa, doar îmi doream. Poftim? Ce facultate era? Am terminat management și am mai terminat dreptul și am terminat și master la marketing. Aha, i-a mers mintea? Merge mintea la băiat. Nu mai eu rămân fără bac mâncat ăși. N-ai bacul luat? Nu. Hai la Brăila că treci peste Dunăre, ești nebun pe acea frumos. Ia-o fac duci. Acolo frumos, dar vezi, dacă vin la Brăila și stau pe bac acolo, mi-aduc și mie două, trei de acolo. Facem frumos, nu e problemă. Ia, bagă-ți. Eu zic să mai beți un pahar, frate, că... Mai băgăm unul? Trebuie. Bagă. Și nu mai... Bă. Nu mai fă de la îndoasele. În cinste emisiuni. La bă, petiții cât mai mult. Vă mulțumesc că ne-ați invitat la voi în emisiune. Că nu știu ce, o să ne amorțească pe noi în emisiune. Așa, oricând sunteți disponibili, noi vă mai invităm. Bun. Ia vezi, stai cu peptul în față, vezi acolo mesajul. Are un tricou cu ia vezi. Dar nu vrea mă să dai, mai ciufut el așa. Ne înțelegem noi.
Așa. Uite-l frumos. Ia vezi. Aveți magazin online, toate cele, da? Da. Pacpac-shop.com. Management, bă, n-auzi. Stai, mă, tu cum se numește? Ai făcut? Pacpac-shop.com. Bun. Ați înțeles cine vrea? De acolo intri să-ți iei țoară CD-uri, știi? La voi la studio mai vin și alți artiști? La noi la studio nu mai vine nimeni, la noi la studio doar noi. Deci să înțelegem că prețul pe o piesă e 5.000 de euro pentru orice alt artist avea să vină? Bă, frate. Sau doar pentru voi atât? Nu fac pentru nimeni decât mix master, mai fac asta atât. Eu am o problemă. Ia vezi ce problemă aveți. Fii atent aici. Când vine sticla de țuicon, așa, că o luați astăzi, așa, vreau să fiu prezent când se bea. Așa. Nu se poate? Ba se poate. Nu, dar ce să nu se poate? Aia zic, frate. O să facem să se poate. N-ai încredere, ți-e frică să nu o turnăm pe canalizare? Ce mi-e frică? Mi-e frică să nu sunt beti înaintea noastră. Bă, cinstească, Doamne ajută, al șaselea șpriț cu Alan și Chepa, Cosi, și în timp ce tu bei bombardamentul, eu le pun ultima întrebare și tu bei și vezi treaba ta. Ia, uite că vezi, uite cum zâmbește. Ia zi mă, hai! Nu mă lua pe mine. Zi mă, hai! Ca și cum tu știi și eu nu. Ia, păi nu, că e ultima întotdeauna e. Mai țineți minte vreo poezie din copilărie? Mai țineți minte vreo poezie din copilărie? Să o ziceți drept? Cățeluși? Păi eu n-am învățat poezie. O poezie, bă? Să-mi bag pula în ele dacă am învățat, ești nebun. Tu știi, bă? O poezie, trebuie să știi. Ai, mă, o poezie. Nimic, un vers, nimic dintr-o poezie. De unde dracu să știm? Crezi furărața din coteț. Ne auzim cu băieții atunci când o să treacă la cântat, adică acum o să treacă la... Ce-ai făcut, mă? Stai, bă, că nu s-a terminat, stai jos. Stai jos puțin. Ce-ai făcut? Mai poți? E bine? Lasă-l un pic să zici, ok? Ține-l puțin și pe ăsta, ține un pic. Du-l așa pe ăsta, dă-o mie pe ăsta, lasă-l așa pe ăsta. Iau și două. Iau și două, că-mi bag pula în prunele tale. Iau și două. Ce, mă, nu mai poți, nu mai ești băiat? Iau și două, că dau pe aici. Șmecheria, gata? Nu mai poți. Bă, du-te, nu mai poți, nu mă arăt familia mea, dar ține puțin ăsta. Hai, mai merge una, mai merge. Da, mă, mai gata, aia a fost. Bă, vă mulțumesc. Nu de altceva, mi-e foame, bro, și trebuie să invitație. Vină acum papa de la dinte, că am avut unele probleme. Mamă, trebuie să mâncăm acum, nu? Care, da, care s-au făcut. Mamă, stai așa. O să Dintișor! Vine papa, o să vină papa de la dinte. Hai, mâncare! Auzi? Chepa! Haide! O să vină papa de la dinte, dar până atunci că ne auzim la live-ul care l-ați pregătit pentru emisiune. Și păi ce dată să zic? Oricum, sunteți tuni că n-ați băut. Sunteți tuni și pe muzică. Singurii din emisiune până acum care sunt iertați din punct de vedere profesional, că au treburi de făcut, rezolvat. Frate. Și sunt și cu mașina, băieți, adică nu putem să riscăm permise de conducere și alte alea. Că altfel stați ca mine. Hai să-i vedem pe băieți. Lasă-mă, mă, că nu mai pot, ești nebun, ține tu pe asta. Hai să ne vedem cu băieții la cântat. Mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Ne auzim la invitații noștri din această după amiază extraordinară, Baboi și Cosi. Frățiorii, vă pupăm. Și noi. Da. Alan și Chepa, bă, al șaselea șpriț. Suntem morți și leșinați de cald. Ia-o pe asta. Taci, mă, din gură, n-auzi, mă, caut acolo. Bă, eu pentru frații mei am pregătit pastramă cotlet de berbecuț cu cartofi asezonați, cu puțin gogoșar, puțin castraveți. Puțin sălăjeanoșar. Puțin sălăjeanu, puțin... Ce, puțin, ai mai pus pe ei și niște verdeață? Eu vreau să te întreb timp ceva sincer. Și niște verdeață. Am pus și verdeață, am pus și cașcavat și prânză și de toate. Vreau să te întreb ceva sincer și băiețește. Bă, stai puțin, bă, băi, să fim profesionali. Ok, ai pus suflet în mâncarea normal, pentru băieții ăștia doi? Normal, dar eu pentru toată lumea pun suflet. Toți invitații, bă, care ăștia, vor fi la emisiunea ta. Băieții ăștia doi sunt două caractere mari, frate, trebuie să pui și tu suflet mari. Bă, să-i cunosc de 20 de ani, e automat să pun suflet și inimă și... Dacă dinte zice că a pus suflet în ce a făcut normal în mâncare, atunci băieții ar trebui să fie mulțumiți, bă, băi, nu? Da. Dinte, ai stat la cuptor 3 ore, sper că e bună mâncarea. Să tăiem, nu, nu tăiem pasta. Hai să vedem că-ți mulțumiți, băieții. Vă pupăm și ne auzim cu băgheții la mâncare. Are eu vă... Drop the mic. Pa! Alan și Chepa. Iau. Hai. Al șaselea șpriț. DJ Grego. Here we go again, back in business.
ei, am măsut pe flash, știi că ți-am mai zis vrei. Flow-ul meu e ca lap șapă, frate. După ce l-ascult trebuie să-l dai mai departe. Woo! Oxygen e sound fresh. When I be on the mic scoate banii cash. Yep, yep, mai check, faci pe surdu. Dacă suferi te iau din pat ca smurdu. Yeah, lirica lasă sechele. Bolnav cu muzica, vezi tatuat pe piele. La dracu, am contaminat tot rapul. Printre primele simptome ți se mișcă capul. Asta sună super grav. Rapul e bolnav, ai inhal la mulți MC praf. Că de când ne-am stricat ce facem noi nu mai e rap. În papul am topul vostru de căcat. Rupem orice bariere cu hip-hop din alte sfere. Aterizăm direct pe terra. Venim cu oxigen să schimbăm atmosfera. Rupem orice bariere cu hip-hop din alte sfere. Aterizăm direct pe terra. Venim cu oxigen să schimbăm atmosfera. Eu când vin la mai dau boxe torpila. Faci ochii mari, țară în aer pupila. O fac să-ți rupă capul, nu doar să-ți au fila. Am stil, dar nu vin ca stânca cer cu mila. I'm a lyrical killer. Fuck the police, I jay killer. La mai Godzilla, se trage cortina. Am skill, n-am rină de acasă sau prima. No, fuck, să-mi zâmbească pistele. Andu-me braclele ca să-mi cântăresc cuvintele. Când inspir, mă inspir, n-am nevoie de plămâni. Eu prin versul respir și rupem orice bariere cu hip-hop din alte sfere. Aterizăm direct pe terra. Venim cu oxigen să schimbăm atmosfera. Rupem orice bariere cu hip-hop din alte sfere. Aterizăm direct pe terra. Venim cu oxigen să schimbăm atmosfera. 2-10, Alan și Chepa. Salutări din nou, fraților, bine ați venit la al șaselea șpriț. E din nou același Casper Phantom aici la microfon, la umbreluța lui Curime. Cu nebuna asta mea, asistenta mea frumoasă, Cristina, pentru care vrea multe mesaje acolo de bine. De data asta avem invitați cu frații noștri Alan și Chepa. Salutări, băieți, bine ați venit pe la noi pe aici și mulțumim că ne-ați onorat prezența. O să dăm ca de obicei un of the dome. Zăpăcita mea dansează aici, se simte bine. Hai să-i dăm drumul. Bă, bă, voi, frate, că bine zici. Cu fata asta aici, frate, mă cam complici. Dar nu-i problemă, frate, am eticheta. Salutări acolo la Alan și Chepa. Și-am auzit, frate, că-i pe refren. Ca albumul lor mă lași fără oxigen, da. Că-am auzit, frate, e off the dome. Bă, Chepa, cel mai tare album e Cameleon. Și hai să vezi, frate, asta e the true. Lasă-mă acum, fata, o să rimezi, n-am cum. Și hai să vezi, frate, asta e de greu. Nu mai te mișca așa, tu roaba lui Dumnezeu. Bine, asta e de break. Mă uitam, parcă-i Delia, că face twerk, yeah. Și apropo, asta e de carte. Băi, Cosi, vezi, o avem și pe ea invitată. Și hai să vezi, frate, ăsta e nebunul. Lasă-mă pe mine, frate, tu filmează bunul. Și ce zic, ca să nu zic. Vine că-i spunea și fantomic, chef de catrică. Și apoi, frate, îți dau de cresc. Gata, fraților, un sincer vă mulțumesc, da. Hai să vezi, frate, asta e disper. Dați un like, un subscribe, fraților, și acolo un share, da. Am ajuns la masa Sfintei Maci. Maici, la Maci, nu? La, da. Așa, tu aici au păpic așa pentru zi, bă, Dinte, ce ai făcut aici? Ia. Băi, pentru frații mei, Chepa și Alan, care iubesc cel mai mult, am preparat o pastramă cotlete berbecuți cu cartofi așezonați. E de vită? Pentru mine, pentru mine sunt așezonați cu puțină murătură, castraveți murați. Gogoșari. Acum vreau puțină verdeață peste și cu... Puțină verdeață, brânzică. Ia, ia, ia. Emoții, emoții mari. Mâncați gurița ta. A, nu plescăi în emisiune. Păi n-are cum altfel, că... Asta zic. Ia-o, mă, ia-mă să mă ajut. Ia-mă, gata. E super bun. Hai să vedem ce părere au băieți despre ce a făcut fratele nostru din Țiș. Yo, wow, or! Ia, pui microfonul la furculiță, mă, să mă rămân. Da. E cam transpirat în microfonul la cane. La cameră? Da. E berbecul, da. Transpirat, nu? Berbecul transpirat. Băieții...
Mamă, dinte! Încă sunt în procesul de degustare. Mâncarea asta ai găsit-o? Ai găsit-o pe undeva, pe Sălăjean, sau ai făcut-o tu? O, frate, am făcut-o eu. Bă, jură-te, mă! Jură. Bă, jur că eu am făcut-o cum am făcut și pentru alte emisiuni. Deci, frățiorii, nu vă... Stați că eu sunt de la Brăila. Nu vă mințim, e făcută de dințișou, or, da, cu uite, W. Uite, un dinte. Da, cartofii sunt puțin mai maro, dar sunt buni. Mergi, sunt crocanți. Alane, care e treaba? E bine? Nu e crocant. E foarte bine, bă. Da? Deci, bă, nu că suntem prieteni acum, nu, toți. Nu, bă, nu, nu. Dai microfonul. Că ne știm de 20 de ani, dar e bine, da? Băi, nebunule! Este! E bună rău. Hai să tai grăsimea asta, că nu mâncăm gras. Aha. Berbecuțul are și grăsime. Are, știu. Păi ce am cerut? A fost un... A fost un berbecuț celulitic. Da, nu e mare, da. Tu l-ai tăiat, mă? Explică-mi cum ai reușit să-l... Băi, l-am tras pe un tigaie frumos. Practic l-ai, tras cum ai vrut tu. Practic l-ai tras cum ai vrut tu. Practic, da. Practic l-am tras cum am vrut eu. Dar el ți-a tras-o cumva ție. Practic l-am tras cum am vrut eu pe Sălăjean acolo, că pe Sălăjean să fac numai grătare. Pe prevederii, pe Mădăraș acolo, la dinte, la cartier. Să numai grătare, frate. Blocul de dinte 15. Cum? Lasă-te de muzică și apucă-te calma de asta. Da? De muzică. Stai că l-ai lovit aici. Mă, m-ai omorât aici. Dar și cum îi zice... Nu, dinte. Să mă lasă pe o tură. Dinte. Chepa vrea să... Mai bine mă apuc de muzică și mă lasă. Chepa vrea să zică lasă-te de muzică în timp ce gătești, când ai tăiat gătit, ea te iar de muzică. Da, dar și că e tot treaba, că eu timp ce gătesc, fac și... În timp ce gătesc, fac și versuri. Bun. Au, vezi mă că mai am niște hacăuiel pe aici, pula mea, vrei să-mi faci și pe aici, ești nebun? Bă, iubesc. Bă, fraților, Alan și Chepa au fost mulțumiți din punct de vedere administrativ al justiției mâncătorească, sălăjenească. Vrei să zic ceva? Frumos. Am fost la ei în emisiune astăzi. De fapt, noi am fost invitați la ei în emisiune. Ei au fost moderatori. Am băut. Ei trebuie să mai spun o chestie, că au promis ceva. Ia, ce ați promis? Ce ați promis așa. Fii atent aici. Fii atent aici. Ce au promis? Fii atent aici. Spun eu acum. Eu cred că dacă noi mergem la Pac Studio cu țuica aia, eu cred că băieții să doarmă, dar na, ei zic că nu. Vedem care e treaba acolo. Nici nu am antrenament, nu sunt obișnuit să beau. Bă, eu sunt cel mai fericit. Am băut în viața mea, o primă... Pălincă de bihor. Cel mai fericit. Am înțeles. Sunt cel mai fericit că la frații mei l-a făcut. Avem ceai de ăsta. Ești cel mai fericit? Ia vezi. Ce vrei să spui că nu te-a ascultat nimeni? Am zis că sunt cel mai fericit că la frații mei mi-au plăcut mâncarea, ce am făcut eu. De pe cartier, de pe Sălăjean. Da. Cu păstrămuță, să-i dăm și foc cu un pic. Nu, lasă așa, da? Bravo, mult, știam că ești așa talentat. Mulțumesc. Da, mă. A fost episodul cu Alan și Chepa. Ține-mi pula mea un pic așa. Așa. Hai să zic sincer. Mă, să moară familia, dacă te... Au fost ăștia, ne-au luat la întrebări ce au făcut ei. Păi mă, acolo tămețea. A fost o jumătate de emisiune de la Pac Pac, jumătate de emisiune de la 6-lea Sip. Pula mea, Baboi și Costi, am făcut al 6-lea șpriț. Joacă-te cu primejdia. Alan Șchepa, vă mulțumim, la revedere. De parcă nu știi că te grei din jurul meu, conduc la noi mugnește flacăra și alții salintă la scântei. Nu știi că aici nu-i loc de băieței, cu vorbe de zmei și fapte de miei. De parcă nu știi, la noi se udă strada cu jitei și mirosul de mici de pe grătare te poartă palei. Nu știi că atunci când vagabonți au idei, iar deranjăm poliția din somnul ei. De parcă nu știi.